eu sunt Robert și bine v-am găsit la un nou episod din Roblox. V-ați gândit vreodată câte live-uri v-am făcut eu, cât de fericit v-am făcut eu, dar cu chinuială și toate alea, m-am gândit să mă las de YouTube. Am găsit și eu un hobby cu YouTube și ca să aibă tematica așa, că mă las de YouTube. Hai mă, că v-am păcălit, vă, facem un hobby cu YouTube și încercăm să scăpăm de YouTube. Guys, v-am păcălit, vă, v-am păcălit, nu vine să cred că v-am păcălit. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe dacă mai vreți episoade. Asta nu prea e escape YouTube, dar în fine. E mai degrabă Escape the Farm. Nu știu ce importanță are. Cred că doar a făcut tematica în început cu YouTube, dar puteam să sărim și noi pe YouTube. No. Pe YouTube în aer. Alea mi se par clasice. Ne jucăm în Yanket. What? Credeam că alea sunt așa puse de formă. Escape impossible. Asta numești tu imposibil. Posibil e cu viteză. What? Ating asta nu. Atingeam alea și nu muream. What the? Da. Impossible, ha? Wow, ce impossible a fost. Ia uitați, asta e o schemă. What? Aici nu vezi care te omoară și care nu? Nu pot să cred. Nu. No. E roșu. Mă rog. Mov. S-a luat după mine. Ia stați. A? Ea va trebui să meargă încet. Ha. Ha. A? Oh, nu! Ia uitați câte de-astea de YouTube sunt aici. Eu iau barca. Nu pot să cred că barca costă 300 de Robux. Nu pot să cred că barca costă 300 de Robux. Mai bine mă duc pe Adopt-Me și bag una cu 300 de Robux, îmi bag de aia cu Fly. Poziune cu Fly pe un pet. You will never escape. Hai că da. Bă, ăsta e dintr-un... Ăștia, crabul ăsta este dintr-un joc VR. Nu pot să cred. E mai mult Escape the Game. Bă, ăsta e un YouTuber, cred că-l știu pe ăsta. Cred că e, nu știu. E cineva care iubește pisici. Nu știu dacă e YouTuber, cred, nu știu. Sau cred că-l confund. What? Aoleu, eu credeam că e bună. Ia uite ei. Escape impossible, nu? Escape... Escape the possible, mai bine zis. Escape the possible. Escape the... Uite mă, oaia TNJ din Minecraft. E roz, cred. Nu, e albă. Dar că de la culorile astea s-a făcut roz. Să mor. Nu. Mustața lui Mustăcios. Wow. Sunt pe oaia. Tienjet? Era roz. Se vedea palma că era și verde și toate culorile. Îmi place obilul ăsta. Bă, 30 de stage-uri și am terminat 20 de stage-uri în cât
În cât timp? În 5 minute. Asta înseamnă că sunt șmecher tare. Nu vreau să mă laud, dar cred că e un timp record. În 5 minute să termini atât de multe stai. De fapt, obilul ăsta e extrem de easy, doar că aici am bat eu joc de bine. Adică uitați-vă și voi cât de easy doar merg pot. Adică la final trebuie doar o dată sar. Dacă se mișcau era puțin extrem, să zic așa în ghilimele. Dar no. You look lasty. Hai. What? Aici e evil și acolo e fericită, nu e evil. What? Foarte ciudat. Vreau să zic holy god că am reușit să fac săritura aia. Mă credeți că n-am văzut chestia la laserul ăla? No, și până vine termin. Nu știu cum n-ai putea să faci parcursul ăsta imediat, adică unde trebuie să mă duc? Where? N-am văzut. Unicorni. Corni. 728 de stage-uri. 41 de stage-uri? What? Fac eu în 15 minute 41 de stage-uri? Păi, sincer, nu cred. Can you beat my level? Yes, I can beat your level. Mă gândeam dacă pot să merg pe sfoară, că mi-ar fi foarte ușor. Uite-l, mă, ține diamantele în mână. Bum, bum. M-am și speriat. Un obi așa easy, în 15 minute cred că faci 100 de nivele ca nivelele astea. Adică în 8 minute am făcut 33 de nivele. Stai, trebuie să văd ce spune acel creeper, bă. Nu creeperul. Muhahahaha. Ești un... Ăștia cred că sunt youtuber toți. Pentru că de ce ar alege așa random? Și le-a pus și numele de YouTube, cred. Uți... Ok. Băi, eu nu cred că să terminăm obiul ăsta în episodul de azi. Dar în fine. Am făcut 40 de nivele. I beat your level. Am o curiozi. Puteam să merg pe aici, nu pot să cred. Pe unde puteam să merg. Hai mă peste. Abuna! Abuna, mulțumesc de placinta! Mulțumesc! Mi-ai făcut o placintă chiar foarte delicioasă. Foarte! Extrem de delicioasă! Da, cu sosul ăsta așa, iute, cred că mă prăjesc pe mine. Dar chiar a făcut o plăcită delicioasă. Nu cred că am bădat. Vreau să zic, cred că am făcut bine, dar văd că am făcut bine. Da, uitați-vă și voi la design. Vedeți? Tot designul e așa fain. Mă întreb câți au stat
să facă levelele astea. Minim, cred că vreo 50. Vreo 50 au stat. Pe bune acum. Trebuie să văd și voi și modelul și ăsta care te omoară și structura și na, ce zice, bă, ăsta e minim 50 au făcut. Keep going. Oh, ăsta e tare. What? Dacă e asta din mijloc, am dat eu seama că e aia. Asta și după aia. Asta. Vedeți? Asta înseamnă să fii deștept. Bani care plutesc. Nice. Nu știu cum n-ai putea să te duci așa direct. E foarte... Sunt foarte easy nivelele astea. Poate sunt easy. Sunt ele easy, dar uitați-vă ce design e aici. Sunt nivelele easy, dar mai mult te-ai jucat după designul ăsta. Uitați-vă ce design fain. Uitați-vă și voi cât de fain a făcut Toby-ul ăsta. N-ai cum să nu te joci. Congratulations! Replay the game? No! Wow! Nu pot să cred, am reușit. Yeah. Wow! We did it! Well done! Bine. Asta a fost primul, a doua, a treia, a patra, a cincea. Șapte, opt, nouă, zece, 11. Da, mie chiar mi-au plăcut nivelele, a fost chiar foarte fun și funny. Ia dacă aici am sărătură mai mare. Ei, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe, că mie chiar mi-a plăcut, nu știu de voi dacă v-a plăcut sau nu. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!